Salutare România, salutare YouTube, eu sunt Xali și bine v-am găsit la un nou episod de Formula 1 22. Astăzi, fraților, suntem la Imola, Italy, da? Circuitul din Italia, un circuit care mie îmi dă fior de fiecare dată când alergăm pe el. Astăzi, fraților, o să mergem noi direct la cursă, deoarece am făcut eu o mică greșeală și am sărit peste calificări, da? Avem grila de start cu primul loc Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, Russell, Alonso, Bottas, Ocon, Norris, Magnussen, Gasly, Tsunoda, Hamilton, mamă, ce se întâmplă cu a luat o penalitate, Albon, Latifi, eu, Sebastian Vettel și colegul nostru Semaia, Stroll, Ricciardo, Mick Schumacher, japonezul Zhou au luat penalitate. Hai să vedem strategia. Strategia este în felul următor. Suntem pe softuri pentru 6 runde. O să scăpăm un pic de fuel-ul care e în plus. O să dau 16,3 ca să fie mașina cât mai ușoară. Să mergem așa. Fiți atenți cum o să facem. Deci, dacă merg acum pe softuri și după aia pe mediu, o să fie cam toată cursa la fel, da? Pentru că în prima fază o să avem mașina un pic mai grea și după când o să ajungem cu, când o să schimbăm pe medii, o să avem mașina mai ușoară. Dar o să ne, nu, fiți atenți cum vreau să facem. Edit strategii și o să mergem în felul următor. O să mergem pe medii acum, da? Și o să mergem pe softuri după, da? Deci 11. Da, corect. 11 lapuri, o să mergem pe medii, pentru că avem mașina mai grea și spre sfârșit o să încercăm să câștigăm cât mai multe locuri, da? Pentru că avem mașina mult mai ușoară și o să mergem și pe medii. Nu știu dacă strategia asta e ce trebuie, dar eu zic că merită încercat, da? Ok, fraților, hai să luăm startul cursei. Oh, și suntem în spatele lui Albon. Încercăm să plecăm destul de bine din grilă, dar se pare că băieții pleacă mult mai bine. O să încercăm pe... ușor aici. Cred că am luat penalitate. Nu, ne-am dus. Ba da, trebuie să revenim cam... Da. Am revenit pe poziție pentru că a fost o depășire ilegală acolo. L-avem pe Stroll pe locul 16. Încercăm să-l atacăm pe Stroll, trecem de Stroll foarte ușor, nici nu mă așteptam să trecem așa de ușor de Stroll, dar se pare că totul a fost ok. Suntem pe locul 16, mergem după poziția lui Albon. Albon și Vettel, Sebastian Vettel sunt în fața noastră în momentul de față și avem în spate pe Stroll și Latifi. Să vedem, fraților, dacă... cum îi zice, dacă strategia noastră este ok. Sigur că da, hai să ne focusăm pe restul cursei. Frânăm aici destul de târziu și trecem și de Albon. Trecem și de Albon, fraților, extraordinar. Extraordinar, ce depășire am avut acolo. Ce depășire am avut, incredibil. Am frânat destul de târziu și am trecut și de Albon. Mergem după Vettel. Sebastian Vettel este în fața noastră. Și apoi este Gasly. Eu presimt că... astăzi mă simt în stare să iau puncte. Astăzi sunt în stare să iau puncte, fraților. Frânăm aici. Un pic cam răuț. Și din nou am fost un pic cam răuț. Am pierdut destul de mult timp, dar nu este problemă, nu este problemă, pentru că putem recupera. O să încercăm să recuperăm cât se poate de mult. Cred că am recuperat cam tot timpul. Vine la 30 în spatele nostru Albon. Îl văd deja în retrovizare. Dar eu sunt mult mai concentrat pe cel din fața mea. Și cred că asta este un lucru bun.
Deci suntem mult mai concentrat pe Sebastian Vettel, pentru că știu că îl putem ajunge, iar Albon știu că nu are puterea să treacă de noi. Deci am zis că trebuie să schimbăm în turul cu numărul 11, da? Trebuie să mergem curat până în turul cu numărul 11, să nu ne creăm nicio problemă, mă, pentru că suntem destul de bine. Atacă Vettel acolo, dar se pare că nu reușește să treacă de Pierre Gasly. A încercat Vettel acolo să treacă de Gasly, atât așteptam o greșeală și îi puteam taxa pe amândoi. Ok, avem și DRS-ul. Îl putem activa pentru că suntem la o secundă, la sub o secundă de Sebastian Vettel. Foarte bine aici, foarte bine acest schimb. Ne-am dus destul de bine pe viraje și mergem în continuare după Sebastian Vettel. Extraordinar, extraordinar, cât de bine am făcut acolo. Cât de bine a fost acel schimb de viraje. Suntem tot mai aproape de Sebastian Vettel. Nu știu dacă Sebastian Vettel o să se poată menține foarte mult timp în fața noastră, pentru că este evident, fraților, că merge mult mai bine decât el. Am pierdut aici, dar trebuie să revenim. Frânăm mai târziu aici și ne lipim. Aproape ne lipim de Sebastian Vettel. Și mai aproape ne atingem cu Sebastian Vettel. Suntem în spatele lui. Suntem în spatele lui Sebastian Vettel și o să avem DRS-ul. O să avem DRS-ul, fraților. Încercăm, am frânat un pic mai devreme acolo. Nu trebuia să frânăm atât de devreme. Și aici un pic am târziu. Era destul de aproape Albon acolo, putea să treacă de noi. Avem pe Albon și Mick Schumacher în spate. Trebuie să ne concentrăm, trebuie să fim concentrați, fraților, pentru că am pierdut. Nu știu ce am încercat să fac acolo, dar am pierdut câteva decimi importante față de Sebastian Vettel. Îl lipisem la un moment dat, dar se pare că am greșit pe următoarele viraje. Aici se pare că am câștigat din nou față de Sebastian Vettel. Dar pe sprint mașina lui pare să fie un pic mai bună decât a mea. Dar eu nu pe sprint mă bazez, eu mă bazez pe viraje. Acolo unde Gasly a încercat să treacă de Hamilton. Incredibil, Gasly l-a atacat pe Hamilton, dar nu a reușit să treacă acolo. Ce tupeu pe Pierre Gasly. Ce tupeu să-l atace pe fostul campion mondial și noi acum suntem aproape de Vettel. Suntem aproape de Vettel, dar nu reușim să trecem nici aici. Trebuie să fim mai atenți. Trebuie să fim mai atenți pe următoarele viraje. Aici Vettel atacă. M-am speriat din nou și am frânat prea devreme. Am frânat prea devreme de frică să nu intru în Sebastian Vettel. Mergem destul de bine. Dar ce se întâmplă acolo în fața noastră? Este o cursă superbă. Lewis Hamilton nu reușește să urce mai repede acolo. Iar Gasly este destul de curajos. Ne apropiem din nou. Încă o încercare de depășire acolo, cred că Hamilton a încercat să treacă de Tsunoda. Nu știu dacă a reușit să treacă, cred că a reușit acolo Hamilton să treacă de Tsunoda, da, a reușit. Hamilton trece de Tsunoda. Dar Tsunoda nu se lasă, Tsunoda revine. Nu trece Hamilton de Tsunoda, incredibil. Incredibil cât de încăpățânat este Tsunoda. Și noi aici îl lipim din nou pe Vettel. Puteam să trecem acolo de Sebastian Vettel. Incredibil. Ne-am atins acolo de Sebastian Vettel, dar nu am reușit să trecem. Trecem acum. Da, am trecut. Am trecut, fraților, de Sebastian Vettel. Suntem în spatele lui Gasly. Suntem în spatele lui Gasly. Incredibil. Ce manevră am reușit să facem acolo. Vettel revine.
Fetă revine. Are DRS-ul activ și revine. Încearcă să treacă de noi. Să vedem dacă va putea. Da, a trecut. A trecut Sebastian Vettel. Dar îl putem ataca din nou și trecem. Trecem. Incredibil. Incredibil că trecem din nou de Sebastian Vettel. Revine. Dar noi nu-l lăsăm să treacă. Și închidem trasa la timp. Îi închidem trasa la timp lui Sebastian Vettel. Și mergem după Gasly. Mergem după Gasly, dar rămânem și cu ochiul pe Sebastian Vettel. Sebastian Vettel a trecut Albon. Albon a trecut de Sebastian Vettel. Se pare că l-am încurcat pe Sebastian Vettel acolo, destul de rău. În momentul în care a încercat să le depășească pe noi, a greșit. Iar Albon a speculat asta. Albon este un pilot destul de bun și și-a dat seama că poate depăși acolo. Și a făcut-o. Ne lipesc, băi, ce sunt aproape. 6 zecimi. O zecime este Albon, poate, ne poate ataca, ne atacă Albon. Rămânem calmi și nu poate să treacă. Nu poate să treacă. Incredibil, incredibil, ce cursă. Suntem pe locul 11, putem să intrăm în puncte. Se pare că au intrat la boxe, n-am fost atent cine. Hamilton și Gasly au intrat la boxe. Verstappen face cel mai rapid tur. Suntem pe locul 5 în momentul de față. Să vedem dacă strategia aleasă de mine este o strategie câștigătoare sau nu. Mai avem de stat încă 3 tururi. Încă 3 tururi mai avem de stat, fraților. Trebuie să mergem bine. În spatele nostru este Sebastian Vettel, care nu a intrat nici el, și pe locul 7 este Verstappen. În fața noastră este Tsunoda. Trebuie să ne concentrăm și să încercăm să ținem pe Vettel destul de departe. Mergem destul de bine. Până acum pot să zic că fără greșeală. Până acum, fraților, pot să zic că ne ducem fără greșeală. A intrat și Tsunoda la boxe. Tsunoda a intrat și la boxe, a intrat și Russell și Sainz și cred că suntem pe primul loc. Suntem pe primul loc, fraților. În momentul de față suntem pe primul loc, dar va trebui să intrăm și noi la boxe și să sperăm că vom face un schimb destul de bun. Un schimb destul de rapid. Verstappen face din nou record de cursă, dar este la 6 secunde în spatele nostru. Dar vine destul de tare. Verstappen vine destul de tare. O să trebuiască să schimbăm și noi cât de curând, dar deocamdată mai rămânem. Trebuie să tragem de mediile astea până la maxim. Undeva în turul 10 sau 11 va trebui să schimbăm și noi. Cel târziu în turul 11, normal ne era recomandat să schimbăm în turul 11, dar vom vedea cum se mențin pneurile. Poate vom putea schimba și în turul 10. E incredibil, Verstappen ne ia mai mult de o secundă pe tur. Da, cred că o să intrăm acum și noi la boxe. Oh, Verstappen este în spatele nostru. Verstappen este destul de aproape de noi. O să treacă, dar lupta noastră nu este cu Max Verstappen, pentru că știm că nu avem nicio șansă în fața lui. Trebuie să facem un schimb rapid aici. Ne trebuie un schimb foarte rapid, foarte bun, un schimb foarte bun ne trebuie. Locul 9.
Locul 13. În spatele lui Lando Norris. Am pierdut cred că două poziții sau trei. Dar știu că le putem recupera. Ia avem pe băieții din fața noastră, sunt pe medii toți, iar noi suntem pe softuri acum. Și va fi o diferență mare. Avem mașina mai ușoară și suntem și pe softuri. Chiar sunt curios câte poziții vom reuși să câștigăm. Gasly și Tsunoda sunt în fața noastră. Oricum am ieșit în fața lui Sebastian Vettel și în fața lui Albon. Deci în momentul în care au intrat ei la boxe, erau în spatele meu. Nu înțeleg de ce s-a întâmplat ceva acolo, am ieșit totuși un pic în spate. Am luat și o penalizare de 3 secunde, era tot ce se putea mai rău, s-a întâmplat acum. Am greșit acolo și a trebuit să tai o curbă și în momentul ăla am luat o penalizare destul de consistentă, 3 secunde este destul de mult. Oh, incredibil Albon. S-a apropiat Albon, asta nu e bine. Da, aș vrea să mă opresc, dar nu mă mai pot concentra. Mi-am pierdut concentrarea, fraților, nu mă mai pot concentra. Echipa m-a avertizat de două ori să încetez să mai tai curbele, dar nu mai pot să mă concentrez. Sunt foarte dezamăgit de mine. La momentul de față sunt foarte dezamăgit. Dar totuși ar trebui să încerc să mă concentrez, să-mi păstrez locul 16. Locul 14, pardon. Suntem bine acum. Suntem bine față de Albon. Nu 24-4 e cea mai rapidă, cel mai rapid tur. Unu 23-7, mamă cât am câștigat aici. Da, este ultimul lap și nu reușesc să mai fac nimic. Aici vom rămâne, fraților, locul 14 ne este asigurat. Nu am putut să facem mai mult. Acum nu știu dacă strategia asta noastră a fost de vină, dar eu zic că strategia a fost bună și greșelile mele personale ne-au adus aici. Am greșit foarte mult și destul de flagrant în momentul în care eram pe prima poziție. Și intrarea la boxe a fost un pic, nu știu cum să zic, nu a fost chiar ok.
Mark Verstappen, 1.22 parcă am văzut. Nici nu ne mai interesează Gasly. Nu ne mai interesează Gasly pentru că nu are rost, locul 14 este al nostru. Trecem de Gasly în ultimul tur, dar nu mai contează, nu, asta nu trebuia să se întâmple. Dar, ok, da, asta a fost, fraților, am greșit, iar greșelile în Formula 1 se plătesc. Da, sunt dezamăgit de locul 14. Sunt sigur că puteam mai mult, dar driver of the day, dar nu știu dacă chiar da. Oh, ok. Nu știu ce să zic. Sunt dezamăgit, pentru că știam că pot mai mult. Da. Ok, fraților, cam asta a fost cursa de astăzi. Stați să vedem cam ce mai avem noi aici. Dar nu e bine. Locul 14. Ia să vedem unde a ieșit prietenul nostru. Oh, pe ultimul loc. Da. Da, prieteni, cam asta a fost episodul. Nu uitați să dați și voi acolo un like, un share, un subscribe. Eu sunt Xali și ne vedem data viitoare. Ciao, ciao, prieteni, v-am pupat.